PSD contestă în instanță starea de alertă impusă în sectorul 1. Socialdemocrații de la sectorul 1 au anunțat că vor cere suspendarea actului emis de către prefectul Capitalei. Aceștia consideră că decizia nu este întemeiată legal și reprezintă doar urmarea firească a crizei care ar fi fost declanșată de către primarul Clotilde Armand. Colega mea, Gabriela Del Pupo, vine acum cu toate datele. Bun găsit din nou, Gabi. Ce îi nemulțumește pe cei din PSD? Bun găsit! Anunțul a fost făcut de președintele PSD Sector 1, Florin Manole. Acesta spune că această criză a fost declanșată chiar de acțiunile primarului Clotilde Armand și nu este cazul pentru o stare de alertă, pentru că nu are bază legală această stare de alertă, având în vedere că vorbim despre un conflict între instituția primarului și firma de salubritate. De asemenea, acesta spune că avem de a face cu o situație dublată, mai exact în plină stare de alertă plan național, trebuie acum să fie declanșată, a fost declanșată această stare de alertă în plan local și se creează un precedent toxic și periculos și de asemenea spune că primarul de dreapta impune prea multă autoritate și acest lucru ar putea afecta chiar funcționarea instituțiilor. Bineînțeles, Clotilde Armand a obținut chiar și în instanță o decizie prin care trebuie să ceară aprobarea Consiliului Local pentru a rezilia contractul cu Romprest. Între timp, situația s-a rezolvat parțial, fiind angajată o altă firmă, dar Romprest poate în continuare să presteze serviciile care sunt prevăzute în contractul pe care îl are închiriat firma de salubritate cu Primăria Capitalei.